Spitalele din România au nevoie de culoare și speranță. Aceasta a fost ideea de la care o tânără din București a pornit după 5 ore de așteptare pe holul rece și gri al unui spital din București, un proiect de însuflețire a pereților spitalelor din toată țara. Inițiativa Denisei Radu poartă numele de Spitale Color și s-a transformat într-o campanie dedicată persoanelor care pictează din pasiune și vor să schimbe atmosfera apăsătoare din unitățile spitalicești. Până acum, cu ajutorul voluntarilor, s-au adunat peste 350 de tablouri. 16 spitale din 13 județe au fost înscrise în proiect, 8 dintre ele fiind declarate deja spitale colorate. Iar campania merge mai departe, voluntarii au nevoie însă de sprijin financiar sau materiale de pictură pentru a continua lanțul faptelor bune. Iar noi putem ajuta, stăm de vorbă cu Denisa Radu în această dimineață. Denisa, bună dimineața, bine ai venit! Bună dimineața, mulțumesc tare mult pentru invitație! Să știi că nu am fost pusă de foarte multe ori în situația de a petrece ore pe spitale, în spitalele din România, dar de fiecare dată am plecat mult mai tristă decât am intrat, indiferent de starea celor pe care i-am vizitat, pentru că este într-adevăr o atmosferă foarte, foarte apăsătoare. Și mă întreb ce s-a întâmplat în cele 5 ore în care tu te-ai hotărât să schimbi această atmosferă. Cred că important a fost că eram însoțitoare în cele 5 ore. Dacă ești cel care are o problemă, nu poți să te gândești la mediu, pentru că te apasă durerea pe care o ai. Dacă ai ajuns la urgență, înseamnă că ai o durere, nu te duci doar pentru un consult. Cele 5 ore au fost petrecute de mine ca însoțitor, așteptând să intrăm pentru consultație pentru soțul meu. Și au fost foarte grele, pentru că pe mine nu mă durea nimic, dar mă durea ceea ce vedeam în jurul meu. Și mă uitam că, da, fiecare avea o problemă. Cum spuneam mai devreme, la urgențe ajungi când ai o problemă reală. Dar mă gândeam că toți pereții erau albi, era un hol foarte îngust, toți ne uitam în jos, era fix senzația când stai în lift sau într-un spațiu închis în care nu vrei să ai contact vizual. Și mă gândeam, dacă ceva ar fi pe pereți, oamenii s-ar uita în față și atunci puțină culoare le-ar putea schimba starea. Bineînțeles că nu pot să spun că proiectul va schimba, durerile tot le vei avea, dar eu cred foarte mult că starea emoțională influențează foarte, foarte mult ceea ce simțim ca durere fizică. Nu degeaba se spune că arta vindecă sau poate fi folosită pe post de terapie și sunt ferm convinsă că deja este mult mai eficient. Cred că singurele spitale care au un pic de culoare sunt cele de pediatrie, unde evident sunt acele picturi destinate celor mici. Care a fost următorul pas? Cum te-ai gândit să pui la cale această campanie astfel încât să se simtă efectul operelor de artă? Cred că a fost o distanță de câteva luni de la momentul celor 5 ore petrecute. Mădălina Radu, mama soțului meu, pictează și eram împreună cu ea în timp ce picta un tablou și atunci i-am propus dacă ar vrea să pornim acest proiect printr-o donație de picturi. Toată povestea a început în ianuarie anul acesta, în care eu, de fapt, nu-mi propusesem un proiect în care să strâng picturi. Scrisesem despre experiența mea din toamnă, din spital, și propuneam să donăm 50 de tablouri pictate de Mădălina sub brandul Liviard către un spital de stat din România. Și fiind un mesaj foarte lung și probabil fiind foarte încărcat de emoție, în următoarele minute, să zic jumătate de oră, aveam foarte multe distribuiri, foarte multe aprecieri și câteva zeci de mesaje de la persoane care vreau să-mi doneze tablouri. Și în momentul acela n-am știut ce să fac, pentru că eu căutam un spital să ducem cele 50 de tablouri pe care Mădălina se hotărâse să mi le dea, să le donăm. Și dintr-o dată strângeam tablouri. A fost un sentiment interesant și cred că cel mai mult învăț foarte mult zilnic din proiectul acesta și învăț din poveștile oamenilor care donează. Am cunoscut persoane care au scăpat de depresie pictând, apropo de ce spuneai tu mai devreme, da, cu arta ca terapie. Și cel mai mult m-a impresionat deschiderea. Motiv pentru care unul dintre lucrurile pe care vreau să le duc mai departe în proiect este să am o serie de interviuri cu aceste persoane care au spus că ar vrea să împărtășească despre experiența lor de a se vindeca prin artă. Și cumva așa a fost. Spitalele Color nu mi-aparține. Inițial eu postasem fără a avea un nume, nu era o campanie, era doar o donație, doar că unul dintre foștii mei studenți, Răzvan Nistor, el e nașul proiectului, a distribuit cu hashtag-ul Spitale Color
Și atunci, și din momentul respectiv, totul s-a rostogolit cu spitale color și dintr-o dată avea identitate, ceva ce nu fusese gândit să aibă identitate de la început. Sunt curioasă, care a fost primul spital în care ați dus tablourile și care au fost reacțiile directorilor de spitale? Pentru că poți avea surpriza să găsești oameni deschiși, poți avea neplăcuta surpriză să fie oameni care să nu accepte niciun ajutor din exterior. Da, și aici te înțeleg, și eu am avut prejudecăți, pentru că nu știam, n-am avut contact, nu știam pe nimeni, nu știam niciun director de spital, nu știam nimic. Și mi-aduc aminte că am postat pe 15 ianuarie și pe 17 sau 18 ianuarie mi-a scris un mesaj privat Noela Vieru, care este managerul spitalului din Aiud de pneumofiziologie. Și mi-a spus că dacă mai sunt disponibile cele 50 de tablouri, ea ar fi foarte fericită dacă ar ajunge la ei, că personalul își dorește foarte mult și că au avut o întâlnire și că ar fi foarte fericiți. Și, practic, ea a fost cea care m-a făcut să creez proiectul în sine. Până în momentul ăla nu aveam pagină de Facebook, încă mesajul meu se rostogolea cu hashtag-ul Spitale Color, toată lumea vorbea despre Spitale Color. Și în momentul respectiv mi-am dat seama că da, avem primul spital, aveam foarte multe mesaje, oamenii îmi cereau adresă unde să-mi trimită tablouri și atunci am început să creez comunitatea, pagina de Facebook Spitale Color și grupul comunitatea, intitulat Comunitatea Spitale Color, unde sunt atât directorii de spital cât și donatori sau voluntari. Reacția, m-a întrebat de reacția directorilor de spitale. N-am făcut niciun efort. Toți directorii de spitale m-au contactat fie dumnealor prin mesaje pe pagina de Facebook Spitale Color sau mesaj personal pe profilul meu, fie asistenta șef pe o anumită secție, este cazul spitalului din Hunedoara, unde Miri Haluca a făcut aproape că duce campania singură în Hunedoara, adică strânge singură tablouri și îmi tot trimite fotografii. Și altfel a mai fost, dacă nu era directorul sau asistentă șef pe o secție, mă contacta managerul pe calitate. Dar eu n-am făcut niciun pas, n-am dat niciun telefon. Toți managerii de spital care sunt înscriși din spitalele înscrise acum m-au contactat. Mi se pare absolut minunat să vină mai ales de la ei această dorință, pentru că probabil că stresați de neajunsurile din sistem, pentru că le știm cu toții, știm care este situația reală. Iată că există preocupare pentru frumos, pentru că asta poate ajuta foarte mult pacienții. Care este situația voastră în momentul de față? Aveți suficiente tablouri pentru câte solicitări aveți? În momentul de față avem 16 spitale înscrise în proiect. În așteptare sunt 8 spitale, nu avem suficiente tablouri. Suntem un pic în situația în care nu m-aș fi gândit să avem spitale și să nu avem tablouri. Încercăm să dezvoltăm linia în care oamenii pot contribui, pentru că am fost întrebați, eu nu știu să pictez, dar aș vrea să contribui. Motiv pentru care, începând de săptămâna viitoare, o să fie o locație în București unde oamenii pot lăsa într-o cutie fie materiale de pictură, fie picturi, dacă pictează. Am extins foarte mult de la tablouri pictate pentru că ne-a scris la un moment dat cineva, am foarte multe puzzle-uri cu peisaje, primiți și puzzle-uri și am zis da, primiți și puzzle-uri. În principiu, proiectul s-a extins cât să ducem culoare în spitale sub orice formă. Suntem în discuții cu cineva care vrea să picteze pereții unui spital de pediatrie. Proiectul se dezvoltă foarte mult. Raluca Axinte, unul dintre primii oameni care mi-a scris că vrea să fie voluntar și să fie implicată ca project manager, vrea să desfășoare ateliere de terapie prin artă în spitale. Proiectul crește foarte mult. E foarte clar că se întâmplă asta în condițiile în care ianuarie a fost prima ta postare, nici măcar n-am încheiat anul și deja se întâmplă minuni. Bănuiesc că și cei care sunt la liceele de artă ar putea să vină în ajutorul vostru dacă ar fi familiarizați cu inițiativa și sunt convinsă că se va întâmpla acest lucru. Ce-ți dorești peste un an de zile dacă ne întâlnim din nou? Cam care ți-ai dori să fie bilanțul? Să știi că m-am gândit la asta. Nu știu să mă gândesc la ceva obiectiv. Știu doar că îmi doresc să crească comunitatea și îmi doresc să văd aceeași bucurie și aceleași sentimente pe care le simt din partea oamenilor, fie că sunt persoane din spital, fie că sunt donatori care îmi spun că îi se bucură că au un motiv să picteze. Și ce mi se pare interesant e că eu când am pornit acest gând cu proiectul, mă gândeam că le va face bine pacienților. Când am mers la Aiud să ducem tablourile și am văzut cum s-a strâns tot personalul din spital și bucuria și ne spuneau că vă mulțumim, că vom avea
Știți, noi petrecem timpul aici mai mult decât cineva care vine. Stăm 8-9 ore și traversăm aceste holuri și pentru noi e o mare bucurie. Și cumva îmi dau seama că acest proiect face bine pe mai multe planuri decât m-am gândit eu. Sunt odată pacienții care vin în spital sau sunt spitalizați, personalul din spital și oamenii care, de fapt, mulți pictează pentru că pictura i-a ajutat să treacă peste o depresie, peste un cancer, avem un caz cu... Adică e ceva în lanț. Nu știu ce-mi doresc în numere. Mi-aș dori să ajungem în toate județele din România. În momentul ăsta avem 13 județe acoperite, dar acoperite cu un singur spital sau două. Mi-aș dori să ducem culoarea cât mai mult și să beneficieze cât mai mulți oameni de bucuria de a simți că faci bine, că ai un impact. Mulțumesc tare mult și pentru prezență și pentru ceea ce face. Spitale Color este numele paginii de Facebook unde veți găsi această comunitate minunată. Felicitări încă o dată și mulțumesc! Mulțumesc!